Ne aducem aminte împreună de acel formidabil campionat mondial reușit de România în 1994 și vedeți în imagini tricoul în care tu ai jucat meciul cu, spune tu, care meci ai jucat. Tricoul la care țin evident foarte mult, din păcate cel cu Suedia nu-l mai am. Ăsta este meciul, este tricoul de la meciul cu Columbia, deci două goluri marcate. Bineînțeles, este un tricou la care țin foarte mult. Aici, ca să vadă telespectatorii din această, să zic, aceste două steaguri. Aceste steaguri cu locul Los Angeles și data, le-am adăugat eu, le-am pus eu ca să, dar tricoul, bineînțeles, este original, este un tricou la care țin foarte mult, un tricou care Adidas pe vremea aceea, ca să știe și telespectatorii, nu se vede evident. Aici este, erau plușate, adică erau groase. Noi jucând la 40-42 de grade, la ora 1, ora Americii, Los Angeles, pe coasta de vest a Statele Unite, era infernal de cald. Deci asta ni s-a dat. E adevărat, tricoul este foarte frumos, pentru că îmi plac acele dungi. Care, da, designul este foarte modern. Deci au trecut mai mult de 27 de ani, nu? Dacă nu greșesc. Este foarte frumos. Și iată, țin foarte mult, e nespălat, încă e autentic. Și iată, acolo jos eu scrie acolo, bineînțeles, tricou, ok. Deci, este un tricou care... Tricou pușat la 42 de grade. Vai, impresionant, incredibil. Cred că resimțeai 50 de grade. Dar și echipa Bulgaria avea același model, cei din Est, același model, același design, bineînțeles, cu culorile respective ale bulgare, verde, roșu și alb, dacă nu greșesc. Dar cred că la fel și ei aveau și nu întâmplător. Da, tricoul din meciul cu Suedia, ce s-a întâmplat? L-am pierdut, cred că l-am pierdut. Nu știu, a dispărut pur și simplu, între ghilimele. A jucat în roșu, nu? Cu Suedia. Am jucat în roșu, da. Am de, am ok, până la meciul cu Suedia, da. Meciul cu Argentina, pentru că săptămâna trecută am analizat ce s-a întâmplat în faza grupelor de unde România a reușit să se califice. A urmat meciul cu Argentina și vreau să mă refer din nou la cartonașul galben pe care tu l-ai luat cu Statele Unite. Da. Pentru că ăla te-a suspendat pentru acest meci care rămâne probabil cel mai de referință meci al echipei naționale asta cu Argentina. Nu, probabil. Și pentru că este calificare, că așa cu Suedia s-a jucat într-o fază superioară, dar l-am pierdut. E important acel cartonaș galben, așa cum e important, de exemplu, cartonașul galben luat de, nu știu, Ilie Dumitrescu când n-a jucat finala din 89 cu Milan, sau Tudorel Stoica, returul cu Anderlecht, nu joacă finala cu Barcelona din 86. Da, sunt acele momente, da, incredibile, momente care, dar e adevărat, nu m-am gândit, am luat cartonaș galben cu Statele Unite dintr-o prostie a mea, cred că am înlăturat mingea de la momentul când s-a comis un fault. Și bineînțeles, mi-a dat cartonaș galben, era al doilea, primul luasem cu Columbia, mi-aduc aminte, arbitru era tunisian, din Tunisia. Mai bine așa, pentru că băieții într-adevăr au făcut un meci extraordinar, Neapuiu a găsit o formulă de echipă extraordinară, fără mine, chiar dacă eu într-adevăr jucasem bine, adusem două goluri, eram titular. Dar mă bucur foarte mult pentru că băieții au făcut, într-adevăr, cum ai spus tu, cel mai frumos, una dintre cele mai frumoase meciuri de la campionatele mondiale. A și fost declarat la un moment dat într-un top. Da, acest meci, pentru că a fost realmente fabulos. Deci, fabulos. Cu Ilie, care într-adevăr a făcut meciul vieții. Ai fost în tribună, nu? Nu, eu am fost, din fericire, pe banca de rezerve, am trăit meciul. La o intensitate. Ai putut să stai pe bancă fiind am putut să stau pe bancă mea, pentru că dacă nu greșesc, dacă aș fi luat cartonaș roșu direct, atunci trebuia să mă duc în tribună. Uh-huh. În schimb, cu două cartonașe galbene ți se permitea, mi se pare Mircea Sandu atunci a vorbit cu cei de la FIFA și mi-au dat permisiunea să stau pe bancă. A fost o intensitate incredibilă, mă uitam tot timpul la Neapuiu cu crucea care o avea sub mânecă. Mă sculam tot timpul de pe banca de rezerve, tot timpul la orice fault al lui Gică Hagi, pentru că Gică Hagi a jucat evident toate meciurile, a fost cel mai bun de pe teren. Și în momentul când îl faultau, imediat săream toți de pe banca de rezerve, de altfel imaginele sunt și pe YouTube. Da, adică o senzație pe care am... momente foarte intense care le-am trăit, n-aș fi vrut să le trăiesc, dar... E total diferit să stai pe banca noastră de meci. Foarte transpirat eram, pentru că era foarte cald, din când în când, la banca de rezerve, dacă nu greșesc, aveam niște de-astea de apă, niște... Aburi.
Abu, da, care ne mai răcoream. Și nu spun, la fiecare gol a marcat 3 goluri, băieții au marcat 3 goluri, la fiecare 3 goluri toată lumea de pe bancă să ne îmbrățișeam unul cu altul. Deci da, a fost de altfel, noi am cu echipa argentină întotdeauna am jucat foarte bine și în 90 știți foarte bine, chiar dacă nu am câștigat, dar întotdeauna le-am creat probleme și întotdeauna i-am cam bătut pe ei. Recunoaștem, dar asta e bine că nu a jucat Maradona, știți foarte bine că a fost depistat, să zic, pozitiv la cocaină. Sau... Da, el a fost în tribună, a stat, bine, a fost în tribună, cred că undeva în zona comentatorilor TV, erau imagini cu el în timpul cu el și cu Claudia, prima soție, e faimoasă acea scenă în care el ridică degetul mediu. Da, în sfârșit. I-a provocat multă suferință meciul ăsta lui Maradona. Da, e foarte mare suferință. Pentru că probabil s-a simțit principalul vinovat pentru ceea ce făcuse și că ieșise din echipă. Absolut. Și că Argentina pierde. Atenție, Argentina era, practic, cu 4 ani în urmă jucase finală, iar în 86 câștigase campionatul mondial. Da, iată, repet, băieții au făcut un meci extraordinar, un meci din nou tactic, din punct de vedere tactic, Neapuiul din nou a găsit formula perfectă. Tot așa, Dani, ai văzut foarte bine, i-am așteptat, i-am lăsat să ne domine și pe contraatac, pe spații libere. Era și greu să joace. Nu, era foarte greu pentru că era o echipă foarte tehnică, era marele actualul antrenor al Atletico Madrid, este Simeone, era Batistuta, erau jucători Ortega, Ruggeri, iată, Ruggeri încă era, Dani, ți-aduci aminte, fundașul central și Batistuta era în mare formă. Iată, este Ortega care juca, mi se pare, la Valencia. Iată pe Simeone, deci Balbo Sensi, dar jucător, deci jucător, cum ai spus tu, puteau ajunge fără probleme în finală. Iată bucuria băieților, Gâlcă este țărime și acolo, deci Iordănescu... Bun, ne-am calificat, evident că ai intrat în cărți pentru meciul cu Suedia, da? Da, dar acolo pot să, dar nu vreau să deschid o polemică, nu mai are importanță, au trecut. Nu eram foarte sigur că voi juca titular. Ce am simțit? De ce? Dar am simțit cu o zi înainte că ceva nu e în regulă. Nu știu, probabil era o senzație greșită, dar eu am impresia că nu voi juca. Păi, dar de unde a plecat? Pentru că, echipa care câștigă nu se schimbă. Deci echipa care câștigă nu se schimbă. Indiferent că eu eram titular sau nu, echipa care a câștigat cu Argentina nu se schimbă. Deci, normal, un antrenor nu l-ar, cum am vorbit aici de... Nu mai aduc aminte, vorbisem de echipa națională acum câteva luni, când a jucat echipa națională și vorbisem de cine duse gol la echipa națională, nu mai aduc aminte, vârful nostru de atac, într-un meci mi se pare cu Augusta, nu mai știu, în sfârșit, și am zis, cum îl chema, nu mai aduc aminte acum. Cine, Alibec? Alibec, nu mai aduc aminte, în sfârșit. Pușcaș, deduse gol, nu mai aduc aminte, în preliminarii, deduse gol. Nu mai aduc aminte, în sfârșit, dăduse gol și eu am zis, domnule, de ce nu joacă titular al doilea meci? Că a fost, mi se pare, au fost 2 meciuri. Da, dar aici, ok, eu înțeleg argumentele tale. România făcuse un meci cu Argentina fabulos, numai că tu arătase, de exemplu, meciul cu Columbia și meciul cu Statele Unite, să nu-l iau pe ăla cu elevația, că acolo lucrurile nu acolo, bine, da. Că ești, practic, aproape cel mai important jucător de atac, de atacant mă refer, adică îi las pe Hagi și pe alții. Da, eram jucătorul care, e adevărat, care dădeam profunzime. Deci ai trăit cu impresia că... Da, trăisem cu impresia, ne întâlnasem o zi înainte, tot la ora meciului, pe stadionul din unde am jucat la... pe Stanford, nu vine minte acum orașul. Și mi-a dat impresia că nu vei fi titular. Că nu sunt titular. Nu vine minte orașul în care am jucat. Nu contează. Când te-a anunțat? Strategie avea? S-a anunțat înainte sau cu o zi înainte? Nu, în ziua meciului. Deci în ziua meciului am aflat că joc. Uh-huh. Dar cu o zi înainte, când am făcut antrenamentul la ora meciului, aveam impresia că nu voi fi titular. A fost o decizie foarte bună a lui Iordănescu, pentru că egalezi în final de meci. Aia e o fază foarte complicată. Eu de multe ori am văzut, nu știu cum te descurci acolo, pentru că e o deviere din San Francisco. San Francisco, scuze, San Francisco.
Stanford Stadium, San Francisco am jucat. Scuza, nu venea minte. Golul egalizator din final. Da. Mi se pare greu ce ai făcut. Golul, da. N-ai avut timp, n-ai avut spațiu acolo, te-ai descurcat foarte bine, că preluarea e pe pulpa stângă, nu știu. Da, da, eram, eu întotdeauna urmăream mingea. În momentul când Hagi o executa, da, loviturile libere, orice lovitură liberă, centrare, eu întotdeauna plecam, încercam să intuiesc, să știu unde se duce mingea. Și într-adevăr am fost extraordinar de rapid, mi-am preluat-o cu stângul, și cu pulpa stângul, și după imediat din drop am dat gol aproape la vincul, dacă nu greșesc. Am fost foarte rapid, era de fapt una dintre calitățile mele cele mai bune. Da, deci acum marchez, facem 2-1. Facem 2-1, Dane, facem 2-1, mai erau 5 minute, dacă nu greșesc. În prelungire, da? În prelungire, într-adevăr. E adevărat, noi egalăm cu 6 minute înainte de a se termina, nu, da. Înainte de cele 90 de minute. După care, din păcate, da, Florin, asta este faza incredibilă. Florin aici, după părerea mea, a mai spus, e prietenul meu drag, nu, au trecut atâția ani, e clar că toți câștigăm, toți pierdem. Dar aici e o greșeală individuală, după părerea lui Florin. El, să zic așa, după părerea mea, el ar fi trebuit, pentru că mingea era, să zicem în limbajul nostru, plouat așa, adică pur și simplu venea... Și departe. Departe. Deci el a avut timp și spațiu, practic, să anticipeze și să boxeze mingea. Da. El nu face nici una, nici alta, adică el, practic, nici nu se duce către minge să anticipeze pe Anderson, care avea, dacă nu-l vedeți, deja aici avea 2 metri și 5 centimetri, nici nu anticipează să boxeze, nici nu stă în poartă. Deci el nu face nici una, nici alta. Practic, el așteaptă mingea. E bine, în acel moment. Și mai ales dacă vă uitați bine la telespectatorii, dacă vor să se revadă golul pe YouTube, el îl are oricum în față. Deci îl vede. Deci se numește vedere periferică, asta se numește. Deci Florin îl vede pe Anderson că vine această minge. Deci, practic, din păcate, a luat decizia cea mai proastă. Bine, în sfârșit, egalează ei. Apropo de această fază, după ce ați pierdut calificarea în vestiar, au existat reproșuri la adresa lui Prunea? Niciodată nimic. Eram eu care am plâns din momentul când am pierdut până la vestiar, am plâns până și sub duș, la duș. Petrescu, bineînțeles, Dan a plâns foarte mult și Dan. Nu s-a vorbit, era o liniște absolută. Nimic, nu s-a vorbit nimic, toată lumea a făcut duș în mod liniștit, ne-am dus la autocar și ne-am dus la iată, aici este o scenă, da, poză, ne-am dus la hotel și fiecare s-a închis în camerele respective. Nu mai știu dacă după aia, eu știu că m-am închis în cameră și n-am mai ieșit până a doua zi, când după aia am plecat. Despre fotografia asta, pentru că și aici s-a discutat foarte mult de faptul că Gică Popescu n-ar fi vrut să tragă și că imediat s-a descălțat în momentul în care s-au terminat prelungirile și îl și vedem pe Gică Popescu practic scoțându-și ghetele din picioare. A existat? Cum a fost? Adică a venit Iordănescu și vă întreba, vrei să tragi sau cum s-a procedat? Da, nu, da, deci noi cu o zi înainte, e adevărat, s-au tras 11 metri, mulți jucători au tras. Și în momentul ăla a încercat să înțeleagă cine, în cazul în care vom ajunge la 11 metri, cine va executa aceste 5 penaltiuri. Okay. A fost și Gică Popescu care la antrenament. La antrenament. După care, Dane, sincer, eu știam sigur că dau, Hagi știam, Lupescu, e adevărat, s-a vorbit aici de nu mai știu acolo, pentru că în acea încă dezamăgire, pentru că noi... Așa, asta a fost o mare greșeală, că trebuia să ne... Eram încă, ne gândeam cum am putut să ajungem la 11 metri, în loc să ne focusăm totuși pe aceste 11 metri, în care ei au fost extrem de calmi. Acel calm scandinav, nu știu, mă înțelegi? Noi eram foarte agitați, foarte... Deja ne gândeam, de ce am ajuns aici? În schimb, trebuia să ne focusăm. Da, nu știu, cu Gică Popescu, cred că ar fi bine să-l întreb pe el. Nu mai știu, pentru că eram extrem de nervoși toți, dar... Și eu, dacă mi-aduc aminte bine, și el ar fi trebuit să execute, să dea 11 metri, să bată 11 metri, cum se zice. Ilie Dumitrescu spunea că din momentul în care a luat mingea, mi-a venit rândul, a luat mingea și până să ajungă la... A avut impresia că a parcurs vreo 5 km. Da. Adică îi venea să ajungă cât mai greu acolo, pentru că era presiunea foarte mare și spunea în gând,
dă Doamne să marcheze acum și poți să ratezi apoi toate penaltiuri pe care o să le bat în cariera mea. Ilie a marcat foarte frumos, după care dacă vă uitați pe YouTube și telespectatorii doresc să revadă aceste 11 metri, din păcate fatale pentru noi, Ilie Dumitrescu la un moment dat se duce către Raveli și îi spune ceva, scuipă, da. Îl scuipă și îi spune ceva în românește care eu nu pot să spun pentru că nu pot să spun așa ceva ce îi spune. Adică era, avea un stil enervant Raveli. Da, un stil enervant, dar din păcate strategia lui de din păcate da, s-a fost un vis credibil care s-a concretizat oarecum, nu credeam că vom ajunge la asemenea performanță. Păcat, pentru că după părerea mea noi ne-am bătut, după părerea mea nu ei au câștigat această sfert de finală. Și practic ați ratat șansa aia formidabilă de a juca o semifinală cu Brazilia. Da, chiar. A fost... Pe care e ușor să vorbim acum. Cred că Nea Puiu a mai spus în numărate ori, asta este... Aici mă îndreptam către vestiar, eram deja distrus. Este o poză din arhiva mea. Cred că Nea Puiu în momentele alea și el a greșit, în sensul că cred că ar fi fost mai bine, mult mai bine să-l schimbe pe Florin și să-l pune pe Stelică, pe Bogdan, la 11 metri. Deci cu 2-3 minute înainte fac schimbarea asta și putea să-l bage pe el și pe aia, cred că Stelică avea mai multe șanse să oprească. Bun, oricum a fost o aventură formidabilă și rămâne și cred că va rămâne multă vreme. Din păcate pentru din păcate, noi. Da. N-aș vrea, da. Referințe pentru echipa națională. Adică la cel loc 5 și modul în care a arătat tot turneul final este ceva... Da. Și a fost... A fost cel mai spectaculos campionat mondial, cu cele mai multe goluri la o ediție a campionatului mondial. Săptămâna viitoare tragem concluziile și o să vedem și vedetele acelui mondial, pentru că o să vezi nume foarte mari.